Informație de ultimă oră, un criminal umblă liber prin capitală. Vorbim despre un deținut de la penitenciarul Rahova care a evadat. În legătură directă cu noi este jurnalistul Antena 3 CNN, Carmina Pricopie, cea care vine cu mai multe informații. Ce ai reușit să afli, Carmina? În ziua, bărbatul a reușit să evadeze astăzi din jurul prânzului. Era dus de către gardienii locului de deținere a spitalului penitenciar Rahova la o clinică privată din sectorul 2 al capitalei. Acolo, cumva, nu se știe până la această oră cum, bărbatul a reușit să scape și a fugit. Este în acest moment căutat atât de către angajații penitenciarului, dar și de către polițiști. Bărbatul este acuzat că și-a ucis iubita în 2017. Bărbatul are 34 de ani și la vremea respectivă cazul a fost amplu mediatizat în presă. Mulțumesc, Carmina, pentru aceste informații.